Candidatul Alianței Dreapta Unită la primărie, Stelian Ion, a susținut o conferință de presă în stațiunea Mamaia. Deputatul a prezentat proiectele pe care le va implementa dacă va ajunge la cârma orașului. Printre acestea se numără școli moderne, grădinițe, creșe, dar și strategii de dezvoltare a turismului. De asemenea, candidatul Alianței Dreapta Unită s-a declarat dezamăgit de modul în care se prezintă stațiunea Mamaia la începutul sezonului estival. Stelian Ion s-a arătat nemulțumit și de ultimele sondaje apărute în spațiul public. Candidatul Alianței Dreapta Unită crede că ar trebui să se facă eforturi pentru reabilitarea castelului Regina Maria, pentru ca acesta să se transforme într-un obiectiv care să atragă și mai mulți turiști la malul mării.